5 angajați și administratorul unei brutării din Alba Iulia sunt infectați cu noul coronavirus, potrivit anchetei epidemiologice făcute de DSP Alba, astfel că brutăria și toate punctele de lucru au fost închise. Astăzi vor fi testați 100 de angajați. DSP Alba arată că a aflat marți despre posibila contaminare cu noul COVID-19 a administratorului unei societăți de panificație din Alba Iulia, acesta fiind internat în județul Cluj. Reprezentanții DSP s-au autosesizat și au început o anchetă epidemiologică, iar miercuri au depistat cinci angajați contaminați, aceștia muncind în birouri potrivit Mediafax. Activitatea brutăriei a fost imediat suspendată, iar inspectorii DSP alba au mers la toate punctele de lucru ale societății. DSP a decis testarea tuturor angajaților societății implicați în producție, desfacere și personal administrativ, în total fiind vorba de peste 100 de persoane. Până la obținerea rezultatelor de laborator, brutăria este închisă, iar în timpul suspendării, în toate punctele de lucru, se face dezinfecție și igienizare.